Să deschidem Cartea Domnului la Exodul, capitolul 16, și vom citi câteva versete de la începutul acestui capitol. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și a ajuns în pustiul Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustiul acela împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel le-au zis: cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam? Căci ne-ați adus în pustiul acesta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Domnul a zis lui Moise: iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. În ziua a șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Moise și Aron au zis tuturor copiilor lui Israel: astă seară veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului și mâine dimineață veți vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului. Că ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Moise a zis: Domnul vă va da astă seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-ați rostit împotriva Lui. Că ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Amin. Să ocupăm locurile. Textul de care ne vom ocupa în această seară îl veți putea citi acasă și chiar vă îndemn să citiți de la capitolul 15, versetul 22, apele de la Mara, despre ajungerea la Elim, apoi despre cârtirele din pustiul Sin, prepelițele Mana, capitolul 16, și prima parte a capitolului 17, stânca din Horeb sau Refidim. Tema pe care am ales-o pentru seara aceasta am botezat-o Experiențele Pustiului. În textul de care vorbeam înainte sunt cel puțin trei experiențe deosebite: apele de la Mara, scandalul care s-a născut pentru că apele acelea erau amare și cum Dumnezeu a intervenit și ele au devenit pe urmă bune de băut, cârtirele din pustia Sin, când Domnul le-a dat prepelițe și a început mana să vină în fiecare dimineață ca și pâinea lui Dumnezeu, și apoi din capitolul 17 vom discuta despre apa din stâncă, apa din Horeb, stânca Refidim. Am botezat asta Experiențele Pustiului pentru că ele, aceste experiențe sunt de fapt experiențele noastre care le avem cu Dumnezeu. Dar ca de fiecare dată, hai să repetăm ce am învățat până acum, lecțiile care le-am parcurs. În primul rând, am învățat că Dumnezeu cheamă oameni în lucrare și nu așteaptă voluntari. Dumnezeu este Cel care îi cheamă pe oameni, chiar dacă nu sunt calificați, îi califică El în procesul chemării lucrările la care El îi cheamă. În al doilea rând, Dumnezeu lucrează cu vase zdrobite. Moise, am învățat că a stat 40 de ani în pustie cu oile, a uitat ce a știut el din cei primii 40 de ani din Egipt și este suficient de zdrobit în personalitatea sa, în eul lui, ca Dumnezeu să-l poată folosi. Am învățat apoi, în al treilea rând, de la a treia lecție, că Dumnezeu vorbește și astăzi și El vorbește să inițieze o relație cu noi. Dumnezeu vorbește ca să ne dea o revelație, dar și să stârnească în inima noastră respect și reverență față de Dumnezeu, de unde urmează să ne închinăm Lui. În al patrulea rând, am învățat că atunci când ești sub presiune, cel mai bun lucru este să alegi la Dumnezeu. Și uneori presiunea vine de unde nu te aștepți, vine de la ai tăi. Moise s-a aștepta ca presiunea să vină din partea lui Faraon, nu? Și a egiptenilor. Dar dintr-o dată împotriva lui se
ridică propriul său popor și îl acuză că din pricina lui ei sunt cei care suferă acum. La a cincea lecție am învățat că sângele mielului ne răscumpără din moarte. Am învățat lecția aceea extraordinară a primului Paște și a ieșirii poporului lui Dumnezeu din Egipt. Iar joia trecută am învățat că împreună cu Dumnezeu nu există lucruri imposibile. Putem trece chiar marea atunci când El poruncește. Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Câteva afirmații la începutul studiului din această seară. Pustiul este simbolul călătoriei noastre spre Canaanul Ceresc. Și aici, la noi, în Arizona, este cu atât mai evident, nu? Că traversăm existența noastră prin pustiul în care locuim. Istoria pe care noi o avem, pe care o parcurgem, pe care o facem, este un prilej de a învăța lecțiile ei sau a ignora lecțiile istoriei. Cineva a spus că dacă nu învățăm lecțiile istoriei, le vom repeta. E un american foarte faimos, a spus că istoria nu se repetă, ci rimează. Mark Twain a spus că istoria rimează. Deci, cu alte cuvinte, ea se repetă, dar probabil ca o rimă, nu întotdeauna exact cu ceea ce a fost. Și n-aș vrea să vedeți că repetiția istoriei este ocazie să o fructificăm. Nu? Dacă n-am reușit prima dată, las că mai vine o dată carul și urcăm în el. Nu? S-ar putea să nu mai urcăm în carul istoriei dacă n-am urcat prima dată. Un alt lucru care trebuie să-l menționăm este că pericolele prin care trecem în călătoria noastră spre patria cerească sunt, de fapt, ocazii în care ar trebui să ne încredem tot mai mult în Dumnezeu. Dumnezeu ne lasă în pericole, în necazuri, în dificultăți, ca să ne încredem mai mult în El, să sporească credința noastră în Dumnezeu. Încercările și dificultățile pustiului ne pot folosi, ne pot maturiza, ne pot face oameni mai puternici sau ne pot zdrobi și ne pot face să rămânem în nisipul pustiului, așa cum au pățit-o majoritatea dintre evrei. Deci astea sunt câteva lucruri preliminare care am vrut să le spun înainte ca să discutăm aceste experiențe ale pustiului. Experiențe care sunt necesare fiecărui credincios. Noi nu o să putem să ne maturizăm ca și oamenii lui Dumnezeu dacă nu vom trece prin experiențele acestea prin care, de fapt, Dumnezeu ne călăuzește. În viața poporului lui Dumnezeu până acum, așa, există trei experiențe deosebite. Este experiența Egiptului. Au trăit o viață până acum în Egipt, în necazurile, în exploatarea de acolo, în muncile acelea foarte grele ale Egiptului. Și experiența Egiptului este experiența firii noastre pământești, nu? Toți ne aducem aminte cum am fost atunci când nu L-am cunoscut pe Dumnezeu, până nu ne-a salvat Dumnezeu. Și experiența aceasta va rămâne în mintea noastră, în conștiința noastră pentru restul vieții. Și bine ar fi să ne aducem aminte de unde ne-a scăpat Dumnezeu. E bine întotdeauna să ne aducem aminte de unde venim, cine am fost. Dacă uităm asta, asta e valabil și la faptul că unii dintre noi am uitat că suntem români, nu? Ne-am uitat originea, ne-am uitat rudele, rădăcinile. E bine să nu uităm asta și e corect să ne aducem aminte de unde am venit și mai ales să știm de unde ne-a scăpat Dumnezeu. Cine am fost atunci când nu L-am cunoscut pe Domnul? Apoi există experiența pustiului, experiența călătoriei noastre prin această viață. Cu cât devenim mai conștienți că viața noastră prin această lume este o călătorie și care începe și se va termina și uneori se termină foarte repede, nu? Fiecare dintre noi suntem supărați că se termină repede. Îmi spunea soția zilele trecute, mă, de ce nu trăim măcar 120 de ani așa ca și
câțiva din Scriptură, mi-a dat câțiva din Vechiul Testament. Ar fi grozav, nu-i așa? Dar fiecare dintre noi avem și vom avea o experiență a traversării prin această viață. Și nu seamănă experiența mea cu a dumneavoastră. Fiecare dintre noi avem o experiență deosebită. Așa cum nu semănăm unul cu celălalt, nici experiența noastră de trecere prin viață nu seamănă. Din copilărie până când plecăm din această lume, avem o călătorie foarte diferită a unuia de celălalt. De fapt, cineva a spus că, de fapt, a fost un mare poet englez, Kipling, care s-a născut în India și a murit la Londra, a scris foarte multe lucruri interesante și mulți dintre dumneavoastră știți Copilul acela al junglei, nu? Este scrisă de el, nu? Povestea aceasta. Ei, el a spus că fiecare dintre noi suntem singuri. Înăuntru sufletului nostru suntem unici și singuri. Și foarte rar reușim să ieșim din această singurătate în care noi trăim. Experiența noastră este o experiență unică. De aceea, oamenii vor să povestească experiențele lor. Dacă vizitați pe cineva la spital, prima dorință a celui bolnav este să-și povestească experiența vieții sale. Nu îl întrerupeți, pentru că mulți dintre noi îl întrerupem și îi spunem povestea noastră. El vrea să fie ascultat. Ascultați-l, e cea mai bună terapie. Ascultați-i povestea. Și mai ales dacă boala este gravă, cu atât mai mult am vrea să spunem povestea asta, pentru că avem sentimentul ăsta că nu o să mai asculte nimeni. La Chicago, un frate de-a nostru, cu prea multă râvnă și mai puțină pricepere, a vizitat pe cineva la spital și s-a dus noaptea la ăsta la spital, la ora 11 noaptea. Era operat bietul frate de un picior, avea dureri foarte mari imediat după operație și zice, frate, vrei să-ți cânt o cântare? Păi cânt, a zis. I-a cântat o cântare, după care zice, vrei să-ți mai cânt una? Deja omul nu mai știa ce să facă, avea dureri, ceilalți bolnavi de acolo se agitaseră deja din salon. Păi mai cântă. Când a urmat a treia, a zis, frate, zice, nu te supăra. Zice, da, eu sunt foarte bolnav, am niște dureri foarte mari. Zice, nu, vezi, tocmai de-aia trebuie să-ți cânt, că s-ar putea să fie ultima cântare care mai auzi, nu? Bietul om nu și-a mai dorit niciodată să mai viziteze ăsta cântărețul la spital. Dar există dorința aceasta noastră, mai ales la boală, să spunem experiența pustiului, experiența călătoriei noastre prin viață. Și apoi sunt dificultățile pustiului, actele divine de disciplinare la care ne supune Dumnezeu. Și aceste acte sunt diferite la fiecare dintre noi. La unul dintre noi este o boală, e un accident, e o problemă, o pierdere sau cine știe ce, dar nu seamănă experiența mea cu a altora. Spuneam înainte că dificultățile pe care le întâlnim în călătoria noastră prin viață sunt, de fapt, disciplină dumnezeiască. Dumnezeu ne supune la acte de disciplină, ne disciplinează. Călătoria prin viață este un proces de educație continuu. Când am venit aici, în America, eu m-am făcut o parte din educația mea în România și am crezut că am învățat câte ceva. Și aici, când am fost la școală, profesorii ne-au explicat că paradigma învățământului american era foarte diferită de la români. La români era ideea că intri la școală, tu habar n-ai despre ce e vorba, dar sunt specialiști ăștia profesorii care spun toate șuruburile care trebuie, așa, și ieși pe poarta școlii învățat de specialiști. Ori americanii nu credeau în ideea asta, ci spuneau, noi suntem împreună într-o călătorie, împreună cu voi, ziceau profesorii,
Întâmplarea e că noi am mai fost pe traseul ăsta o dată sau de două ori, dar învățăm și noi împreună cu voi materia asta la care suntem. De aceea noi suntem colegi de drum. Mi-a plăcut enorm de mult ideea asta. Foarte greu m-am obișnuit cu ea. Când au intrat profesorii în sală, eu m-am ridicat în picioare, că așa știam. Americanii își mâncau salata sau cine știe, fiecare avea treaba lui, nu-l băgam în seamă pe profesor, că era colegul lor, nu? Era egalul lor. Pentru mine încă profesor era cineva foarte mare. Ei, călătoria noastră prin viață este un proces educațional. Suntem duși la școala lui Dumnezeu și Dumnezeu ne învață în parcursul acestei călătorii o serie de lucruri de care noi avem nevoie. Încercările la care suntem supuși, necazurile peste care dăm, bolile, mă rog, toate încercările, ne dovedesc autenticitatea credinței noastre. Acolo se vede câtă credință avem noi în Dumnezeu atunci când dăm de necazuri și dăm de probleme. Călătoria este un antrenament continuu în ascultare de Dumnezeu. Alina a subliniat așa de frumos că Naaman s-a vindecat că a ascultat, nu? Cred că ăsta numai de ascultat n-a învățat, că tot timpul a poruncit, nu? Fiind așa de mare, al doilea după împărat, nu? Ăsta numai porunci a dat, nu? Țin minte că pe un șantier în Oradea a venit un copil a șefului meu, în puști, așa de vreo 7 ani, și imediat m-a abordat, zice, tu ce faci aici? M-am intimidat, că ardelenii se intimidează așa când sunt întrebați așa, taf. Și am zis, sunt și aici cu tăticul tău pe șantier. Aha, zice, poruncești și tu ca tăticul aici pe șantier? Deci el știa că tăticul lui poruncește pe șantier, domnule, nu? Asta era imaginea lui despre viață, nu? Călătoria este un antrenament continuu în ascultare. Asta e foarte greu, pentru că noi am preferat să poruncim, nu? Am vrea să dăm direcții în loc să ascultăm. Cineva a spus că de aceea Dumnezeu ne-a dat două urechi și numai o gură. Să vorbim mai rar și să ascultăm mai mult, nu? De fapt, sunt niște versete în Biblie extraordinare în care spune să nu ne grăbim să vorbim, să fim înceți la vorbire, dar repede la ascultat. Nu? Ba, un om al lui Dumnezeu a zis că el a auzit și de două ori când Dumnezeu a zis ceva. Nu? Dacă a avut două urechi, a auzit de două ori. Experiențele pustiului produc roada Duhului. E foarte interesant, poate că e o afirmație cam greu de înțeles. Cu cât vom trece prin necazurile și problemele pustiului, firea noastră pământească va fi omorâtă tot mai mult, tot mai zdrobită va fi. Și atunci Duhul are ocazia să producă roada în viața noastră. Pentru că firea și Duhul sunt potrivnice unii celelalte, nu? Cu cât avem mai multă fire pământească, Duhul Sfânt are mai puține șanse să producă roade în viața noastră. Dar cu cât omorâm firea noastră pământească, Duhul Sfânt produce mai multă roadă. Aici aș vrea să fac o afirmație așa generală. Dumnezeu a scos pe evrei din Egipt și acum începe lupta pentru scoaterea Egiptului din evrei. Dumnezeu ne scoate din lume, dar pe urmă urmează o viață întreagă în care Dumnezeu lucrează să scoate lumea din noi. Să scoate lumea din noi. Și asta este greutatea cea mai mare, să zic așa, de acceptată din partea noastră, pentru că ne așteptăm la minune, așa, peste noapte, imediat am scăpat, suntem liberi. Avem de luptat probabil o viață întreagă, până când Egiptul iese din noi. Și de la unii nu iese. Veți vedea că au murit în pustiu și au rămas în pustiu pentru că aveau prea mult Egipt în ei ca să intre cu el în noua țară, în Canaan. Aici aș vrea să vă dau un verset care în Iacov, capitolul 1, versetul 2,
3 și versetul 12. Iată ce spune Iacov: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Ferice de cei ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Este un verset extrem de important. În al doilea rând, apoi, vreau să discutăm puțin despre experiențele pustiului, care sunt destinate, de fapt, dovedirii credinței noastre. Credința noastră se va dovedi în aceste experiențe din călătoria pe care o avem de parcurs în această lume. În Deuteronom, capitolul 8, versetul 2, Moise a scris aceste cuvinte extraordinare. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te zmerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Bine, bine, Doamne, dar Tu nu știai despre cine este vorba, nu? Aveai nevoie și Tu să cunoști, să înveți și Tu pe parcursul acestei călătorii ceva despre acești oameni. Nu-i știai, nu știai cum va reacționa? Ba da, dar nu știau ei, nu știau evreii cum o să reacționeze în acei 40 de ani. Aveau nevoie de smerire, nu? Să-i smerească Dumnezeu, să-i încerce, să-și cunoască ei pornirile inimii lor și să-i facă pe ei să păzească poruncile lui Dumnezeu și să nu le respingă. În continuare, aș vrea să mai spun trei lucruri foarte importante, că experiențele pustiului ne exersează credința. Este foarte interesantă reacția oamenilor când dau de o criză. Nu este apă, la Mara. Ce fac? Imediat protestează. Ce avem să bem? O să murim de sete. Reacția oamenilor în fața unei crize. După ce a văzut cum apa aceea amară se preface în apă bună de băut, au început să creadă în minuni, au văzut minunile lui Dumnezeu. Imediat după stânca de la Horeb, care dă apă lovită de toiagul lui Moise, bineînțeles că înainte de aceea au protestat, au făcut scandal. Dă-ne apă să bem! Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici, noi și copiii și turmele noastre? Imaginați-vă imaginea aceea. Dar dintr-o dată, din stânca aceea din Horeb, o să o vedeți imediat, o stângă care a crăpat în două, de unde a venit apa, au gustat și au băut apa aceea, imediat n-au mai cârtit, imediat au văzut minunea lui Dumnezeu și s-au purtat altfel. A crescut credința lor prin participarea la intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, minunile și experiențele ne mențin încrederea în Dumnezeu. Pentru că ne aducem aminte de trecut. Probabil că am mai spus asta aici. Într-o noapte în care soția nu putea să doarmă, era o perioadă de criză în viața noastră, mi-a spus o experiență care a avut-o, zice, m-am pus să mă rog, dar dintr-o dată, zice, nu m-am mai rugat și parcă Dumnezeu mi-a aducea aminte din copilărie toate scenele importante ale vieții mele. Și mi-am adus aminte de mama care a fost foarte bolnavă, de crize, un unchi arestat de securitate, tata păstor, suferințele de la biserică, toate. Și i-a adus aminte Dumnezeu de cum am venit în America, cât de grele au fost primii ani în America, nu? Și în final, Duhul Sfânt i-a spus, dacă te-am putut ajuta până aici,
N-ar trebui să ai încredere în mine și pentru următorii ani din viață? Își spunea Rodica, mi-a fost așa de rușine. Că trebuia să am încredere în Domnul. Că... De aceea ne dă Dumnezeu experiențele astea în viață? Și ar trebui atunci când dăm de necazul să ne aducem aminte de ele. Eu aproape că m-am deranjat că am găsit de atâtea ori repovestită ieșirea din Egipt. Nu? Prorocii, nu știu de câte ori o spun, psalmiștii, iară spun, iară cum a ieșit, i-a scos. Dar a spune istoria asta again and again, din nou și din nou, este să nu uiți că Dumnezeu ți-a purtat de grijă și să ai încredere în El pentru zilele care vin. Dacă același Dumnezeu a fost în stare să te ducă până aici, El te va duce în continuare și zilele celelalte. Fără experiențele acestea, suntem nedezvoltați spiritual. Să știți că nu bucuriile și succesul, cineva a spus că succesul te deformează, ci insuccesul te formează. Necazurile ne formează. Necazurile ne fac să ne dezvoltăm în ceea ce suntem. Dar haideți să vedem puțin, cineva a desenat această roată a testului credinței noastre. Fiecare din noi, dacă vă uitați la spița aceea din dreapta mea, avem așteptări de la viață, nu? Așteptări. Vrem să fim fericiți, să fim bogați, să avem tot ce ne trebuie, să avem o familie frumoasă, avem așteptări de la viață. Și asta este privirea înainte. Fiecare ne uităm înainte la ceea ce așteptăm noi de la viață. Problema este că ne lovim de realitate. Ne lovim de realitate și nu se potrivește aproape nimic cu ceea ce noi am visat, nu? Unul zicea că atunci când s-a însurat, a visat o limuzină de aia americană mare, nu? Și Domnul i-a dat un trabant. Nu întotdeauna se potrivesc visele noastre cu realitatea de pe teren, nu? Și atunci vine dezamăgirea și ne uităm în jos, dezamăgiți, că nu este ceea ce noi ne-am dorit. Necazul este că de aici ajungem foarte ușor la cârtire. Începem să bombănim. Nu? Ne uităm înapoi. Oi, ce fericit eram eu, nu? Probabil că erai. Da. Acum ai cam uitat exact ce a fost și colorezi foarte plăcut trecutul. Nu? Ca să se întâmplă cu fiecare dintre noi. Vai, ce grozav era în satul meu, nu, satul meu era cel mai frumos din lume. Dar dintr-o dată uit toate noroaiele, toată mizeria, uit sărăcia, uit toate lucrurile alea. Am uitat, numai imaginea colorată rămâne. Ne uităm înapoi și cârtim despre prezentul în care ne găsim. Ei, dacă de aici reușim să ne uităm în sus, nu? La Dumnezeu, și să începem să ne rugăm, vine aprovizionarea lui Dumnezeu. Și ne binecuvântează Dumnezeu, ne dă apă, ne dă prepeliță, ne dă mană, ne dă ceea ce trebuie, ne ajută Dumnezeu. Și atunci, în abundența aceea, trebuie să privim în sus și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru experiența prin care am trăit. Veți găsi roata asta în istoria lui Israel tot timpul. Imediat să petrece circuitul ăsta non-stop. Un al treilea lucru cu care o să încheiem această seară este că experiențele pustiului duc la creșterea noastră și la glorificarea lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură în capitolul 15 aici că Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. Exodul 15:25. Apa aceea amară este foarte, foarte interesant.
au ieșit din mare, nu? Au trecut prin experiența aceea unică în istorie. Dumnezeu a despărțit mare, au trecut prin mare, au văzut cum toată armata lui Faraon a fost înghițită de ape, cântă și laudă pe Dumnezeu și, pe urmă, peste o zi, două, începe un scandal că apa nu-i bună de băut. Nu. E foarte ciudată firea asta noastră, omenească. Așa de ușor uităm marile victorii, marile binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că ne lovim, nu este apă de băut. Gata, nu mai are rost viața, nu? Apa amară devine apă dulce. Interesant este că după asta urmează oaza de la Elim, care înseamnă odihnă și refacere. 12 izvoare, 70 de finici. Cred că frații care au botezat biserica asta Elim s-au gândit la treaba asta. Și haideți să facem câte un efort fiecare dintre noi, și mi-a plăcut ce a spus Marius, că ar trebui să cooperăm, să fie într-adevăr o oază în care să ne găsim odihnă și vindecare, nu? Și refacere la Elim. Urmează perioada aceasta foarte frumoasă, nu? De la Elim, în care există umbră, există izvoare de apă, 12 izvoare, nu? Probabil cu diferite taste-uri, de gusturi de apă. Și ei se refac aici, se odihnesc. Dar pleacă de la Elim mai departe, spre pustia Sin, și trec deja 15 zile. În a 15-a zi a lunii a doua, după ieșirea lor din țara Egiptului, trec două săptămâni de când au ieșit. Și cred că acum se întâmplă ceva, se termină proviziile. Fiecare, când a ieșit din Egipt, n-a luat numai haine și vase de aur de la egipteni, ci au luat și de ale mâncării. Pur și simplu au luat și aluatul, care încă nu era dospit cu ei, și au luat rezerve. Și acum, deja după două săptămâni, s-au terminat, cămara e goală, nu mai e nimic în sac. Acum este un moment foarte special în care este supus acest popor la un alt test, la o altă încercare. Cum se va purta poporul acesta când sacul e gol? Când s-au terminat rezervele, nu? Cum ne purtăm când seacă pârâul, nu? La Ilie, când nu mai vin corbii să aducă câte o friptană? Cum ne purtăm în situația asta? N-au știut să se poarte nici acum. Din nou, împotriva lui Moise, împotriva lui Aron, au început scandalul. Și Moise le spune, nu împotriva noastră protestați voi, voi protestați împotriva lui Dumnezeu. Voi murmurați împotriva Domnului și vine biciul lui Dumnezeu peste voi dacă nu vă împărați. Este acum făgăduită mana supranaturală, pâinea care se coboară din cer. Din capitolul 16, de la versetul 15 până la versetul 36, iar ultimul verset, este un capitol, aș putea spune închinat purtării de grijă a lui Dumnezeu prin mana care a venit din ceruri. O găseau pe pământ odată cu stratul de rouă dimineața. Hrana îngerilor, cum se spune în altă parte, pâinea care vine din cer. Prima reacție a evreilor a fost asta, manhu, ce este asta, Domnule? Ce este asta, manhu? Și a rămas mană de la această întrebare pe care evreii au pus-o uimiți. Apărea zilnic cu excepția sabatului. Dacă adunau mai mult, făcea viermi. Nu știu, eu cred că ar trebui să ne gândim foarte mult la chestia asta, că s-ar putea ceea ce adunăm în timpul sabatului să mănânce viermi sau să mănânce alții ceea ce adunăm noi. Avea gust de turtă cu miere, spune versetul 31,
Și evreii au mâncat mană timp de 40 de ani. 40 de ani în fiecare zi, cu excepția zilei de sabat, Dumnezeu le-a dat mană din cer. Dacă citiți în capitolul 16, veți descoperi niște lucruri foarte interesante. Domnul le-a zis un omer de fiecare persoană. Și atunci unul aduna mai mult, că era mai harnic, nu? Unul mai puțin. Dar ce făceau frații? Se adunau pe urmă, aveau un măsurătoare de un omer și puneau un omer la fiecare. Și fiecare avea un omer de mană. Cel care aduna mai mult împărțea cu cel care aduna mai puțin. Aia ce fantastică este lecția asta, nu? De a crea egalitate între frați în acest proces. Era darul lui Dumnezeu, oricum, mana asta, nu? Nu era rodul muncii lor, ci era darul lui Dumnezeu. Și atunci împărțeau egal. Ei, când venea vinerea, nu? Înainte de sâmbătă, trebuia să adune mai mult, doi omeri în ziua aceea, ca să aibă pentru a doua zi, care era ziua de sabat, nu? Să nu culeagă. Și nici nu venea mană în ziua de sabat, absolut deloc. Moise este foarte supărat că erau evrei, cu toate că știau că în ziua de sabat nu vine mană de la cer, din cer, se duceau să culeagă mană de pe câmp. Foarte ciudată este ființa asta umană. Apoi alții care voiau să aibă mai multă mană decât ceilalți, adunau mai mult și culmea să strica, făcea viermi aia care era mai mult, adunase mai mult. Aici sunt niște lecții de etică extraordinară în gospodărirea darurilor lui Dumnezeu, pe care ar trebui să le împărțim cu alții, să le dăm și altora, nu? Și să respectăm ziua aceasta a Domnului, ce n-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineața. Și pe mâine să fim asigurați și mâine să mai avem, nu? Dar a făcut viermi și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. A fost o lecție extraordinară cu mana. Mana asta arăta cam în felul ăsta. Erau niște bobițe ca de gheață, ca de coriandru, cum nici nu știu exact cum arată coriandru, dar probabil așa, pe care ei o găseau în fiecare dimineață, venea odată cu roa de la Dumnezeu. Ei, dar la Dumnezeu le-a dat și prepelițe. Au vrut carne băieții, le-a dat și prepelițe să mănânce. De fapt, experiența asta cu prepelițele o să o revedem, o să revenim la ea, pentru că Dumnezeu le dă încă o dată să vină prepelițele acestea care au venit peste tabără și Dumnezeu le-a dat și carne, pentru că voiau carne băieții. Iată o imagine din unii din pictorii care au încercat să ilustreze. Evreii fug și prind prepelițele din zbor. La Horeb, ajung la Horeb și dintr-o dată, din nou, nu mai este apă. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin și după călătoria zilnice pe care le poruncise Domnul să le facă, și-au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Poporul a căutat ceartă cu Moise și a zis, dă-ne apă să bem. Și atunci Dumnezeu a zis lui Moise, mai ai toiagul ăla cu care ai lovit râul Egiptului și l-ai transformat în sânge? Ia-l și du-te la stânca asta. Eu voi sta pe stâncă, spune Dumnezeu, și când vei lovi stânca, va curge apă pentru popor. Este foarte interesantă stânca aceasta și astăzi este crăpată în două și pietrele din jur sunt deja pietre care au fost roase de curgerea apei și astăzi este unul dintre monumentele extraordinare. În concluzie, aș vrea să amintesc câteva lucruri. Să știți că nemulțumirile și cârtirea îl supără întotdeauna pe Dumnezeu.
Când suntem nemulțumiți de viață, când suntem nemulțumiți de salar, de lume, de America, de ruși, de cine știe ce, în ultima instanță suntem nemulțumiți de Dumnezeu care conduce această lume. Și trebuie să știm adevărul ăsta de fiecare dată. Numărul 2. Dumnezeu folosește încercările pentru întreruperea obiceiurilor noastre carnale. Să știți că atunci când vine câte un necaz, câte o problemă în viața noastră, ea vine de foarte multe ori peste un obicei rău pe care noi ni l-am format și Dumnezeu vrea să ne vindece de el. Nu putem dobândi maturitate spirituală fără aceste încercări. Avem nevoie de ele. Haideți să nu ne mai plângem de ele, haideți să cooperăm cu Dumnezeu la transformarea noastră și la maturizarea noastră. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este că mântuirea este un moment al vieții noastre, dar creșterea și maturizarea este un proces de o viață. Suntem mântuiți atunci când am crezut, super, e adevărat, și dacă Domnul ne-ar lua la El în momentul acela, ne-am duce în rai. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu ne lasă pentru că să trăim mai mult, pentru că are nevoie să ne maturizeze, să creștem, să ne formăm. Și asta este un proces de o viață întreagă. De aceea, uneori, călătoria noastră prin viață este ca o călătorie prin pustiu și, într-un fel sau altul, repetăm la scară umană, personală, aceste drame, aceste încercări, aceste convulsii a călătoriei poporului lui Dumnezeu prin pustie spre Canaan.